ar fi avut atitudini politice necorespunzătoare numai decât în 10-12 ani. Este un om deosebit, a rămas același om deosebit cu o înțelepciune pe care probabil vârsta o dă. Despre institut, atâta vreau să mai spun. Dacă el a fost înființat și gândit ca o structură independentă care să ne ajute pe noi în, să zic așa, în programul nostru, programul național de aderare la Uniunea Europeană și conceput ca să realizeze niște studii de impact în ceea ce privește aderarea sau acțiunea comunitar, el a devenit și nu putem decât numele dânsului, dar așa în domn personal să mă felicit, așa cum spune o înțelepciune, totul curge, panta rei, vremurile se schimbă, atmosfera se schimbă, instituțiile se schimbă. Mă uit așa cât tineret este și cât a trecut pe institut și mă felicit cu dorința de a merge mai departe și de a face față tuturor provocărilor, fiindcă sunt adevărate provocări. Mulțumesc încă o dată! Doamne, Sambolit, pentru că a reușit să fie alături de noi astăzi. Am înseamnă de domnul Nicolae Idur, care a fost director general al Consiliului European din România din 1899 până în 2007, când a preluat din 2008 reprezentanța Comisiei Europene, coordonarea reprezentanței la București. Din păcate, n-a putut să fie alături de noi astăzi, este la Bruxelles la reuniunea șefilor de reprezentanță, dar ne transmite și din toate gândurile bune. Continuăm cu președintele Consiliului de Administrație perioada 2008-2012, domnul Felix Povănaru. Oamenilor de afaceri din România, care, inițiativele pe care le-a avut, s-a propus o viziune pragmatică referitoare la activitățile pe care noi le desfășurăm. În acea perioadă noi ne-am dezvoltat activitățile, am schimbat și ordonanța, doamna director general Gabriela Brăgan este aici, am avut posibilitatea să avem și venituri proprii și să accesăm și să implementăm diferite proiecte pentru a aduce venituri proprii la institut. Mulțumesc, este o onoare și pot să spun uitându-mă în spate că a fost o perioadă interesantă și pentru mine și cred că și pentru institut. Încep încă o dată mulțumindu-i doamnei Drăgan pentru că practic dânsa a fost motorul institutului în perioada respectivă. Și pot să vă spun că dinspre mine, într-adevăr, către institut am încercat să difuzez o abordare mult mai pragmatică, iar dinspre institut, spre mine, au venit niște semnale de ce trebuie să facă oamenii de afaceri, nici mai mult, nici mai puțin, pentru a supraviețui, pentru că dacă nu bagă de seamă cu ce se ocupă, de exemplu, Institutul European și care sunt problemele, s-ar putea să nu mai existe. Rezultatul în timp este că am conștientizat acest lucru, atât la nivelul Asociației Oamenilor de Afaceri din România, dar la nivelul coaliției, încât s-a ajuns în momentul de față, ca să avem întâlniri cu comisarii europeni ca oameni de afaceri români în mod obișnuit. Ceea ce pentru România, pentru oamenii de afaceri români, este un salt formidabil. A doua chestiune pe care am învățat-o și care zic că începe să lase urme în mediul de afaceri este să ne întâlnim pe probleme de business generate de proiecțiile europene, elitele de business din Europa și mai ales elitele centrale europene. Și dacă ar fi să exprim, apropo de ce se discută aici, despre orientarea aceasta a Uniunii Europene către problemele de climate change
credința, și am auzit-o explicit spusă, că dacă Uniunea Europeană va rămâne competitivă în perioada următoare, într-un singur domeniu, toată lumea l-a numit, vor fi tehnologiile de climate change, oamenii de afaceri, vorbesc elitele din Europa Centrală, răspund la asta cu o mare îngrijorare și cu atrăgând atenția că din problematica europeană lipsește narativul despre dezvoltarea business-ului în această zonă. Și ceea ce auzim este, și mă turisesc ca business, suntem puțin înfricoșați de această exuberanță spre problemele mediului, această discrepanță în abordare între Uniunea Europeană și ceilalți jucători mondiali, și încet, încet veți vedea că crește tot mai mult și veți auzi tot mai mult despre narativul acesta al necesității dezvoltării economice. Vom vedea până la urmă unde lucrurile se vor echilibra. Vă mulțumesc și încă o dată vă mulțumesc. Director al Direcției de Studii Europene în perioada 2003-2006 și director general al Institutului European din România 2008-2019, doamna director general Gabriela Drăgan, profesor universitar doctor la Academia de Studii Economice, a contribuit semnificativ la dezvoltarea instituțională și la susținerea noi inițiative care să conecteze mai bine Institutul la spațiul european și cel național. Mulțumesc foarte mult, ca să vă spun câteva cuvinte și să nu-mi tremure mâna, să las trofeul pe scaun. Am aici revista și pe coperta revistei e un citat foarte interesant, care spune așa, că nimic nu este posibil fără oameni, dar nimic nu este durabil fără instituții. Jean Monnet. Mi se pare extrem de potrivit un astfel de citat pentru a vedea astăzi că, sigur, Institutul este structura, este forma care a rezistat la vreme de 20 de ani și care a permis realizarea anumitor acțiuni. În același timp, Institutul n-ar fi fost posibil fără oamenii care îl populează. Așa că eu mulțumesc foarte mult pentru diploma, pentru trofeul luminat astăzi și vreau, la rândul meu, să mulțumesc echipei care a stat în spate. Îi mulțumesc domnului Povonaru. A fost un foarte interesant contact cu mediul de afaceri, pentru că, pentru noi toți, știți că a fost o perioadă interesantă să constați că zona publică se poziționează oarecum diferit și atunci am realizat că noi, da, și în zona academică, tot în zona publică sunt, și la institut eram tot în zona publică, suntem într-o bulă ceva mai fericită, nu ne confruntăm cu atât de multe probleme legate de vânzări, de costuri, de profit. Asta m-a făcut la vremea respectivă să înțeleg, domnul Povonaru, că noi în zona publică suntem în ceva mai protejați. Și ca urmare a faptului că suntem ceva mai protejați, probabil atunci am înțeles că avem și niște responsabilități pe care chiar trebuie să le ducem până la capăt. Eu am început cu domnul Povonaru, am continuat cu domnul Orban și am terminat cu Alina Bărgăoanu. Consiliul de administrație fiind o structură instituțională extrem de importantă, pentru că el este vârful icebergului Consiliului de Administrație, mergi și raportezi ce ai făcut, cum ai cheltuit bugetul, ce program de activitate ai avut și așa mai departe. În același timp, deci mergi către vârf și ai o legătură foarte bună cu Consiliul, dar trebuie să ai o legătură foarte bună cu echipa care stă în spate. Iar pentru mine este o bucurie deosebită astăzi să văd în sală colegi care au fost la institut și au mers la alte instituții și astăzi au venit să fie aici alături de noi. E foarte complicat să creezi un colectiv. Faptul că ei sunt astăzi aici îmi umple sufletul de bucurie și le mulțumesc foarte mult. Deci celor care au fost și au venit astăzi și le mulțumesc foarte mult și celor care au fost și au rămas în institut. Perioadele nu au fost simple. Perioada asta pentru mine a fost una foarte complicată, vă spun sincer. Foarte complicată din multe puncte de vedere. Nu intru foarte mult în detalii, dar nu a fost deloc o perioadă simplă, însă a fost o perioadă în care m-am dat seama cam cum funcționează instituțiile publice și care sunt plusurile și care sunt minusurile. Aș putea, într-un fel sau altul, să-mi explic mie de ce avem o rigiditate incredibilă instituțională în România și de ce uneori instituțiile funcționează, dar funcționează defectuos. Aș putea să-mi explic, dar nu e momentul acum.
Dar, fiind în interiorul unei instituții publice, nu am putut da seama care sunt mecanismele, care sunt procedurile, care sunt toate tipurile de controle din exterior care vin către tine și care te obligă să ai un comportament adecvat. Ar fi aici de spus că am trecut și prin trei controle ale Curții de Conturi în perioada în care am fost director general și, excepție, primul control, controlul 2 și controlul 3 s-au finalizat fără niciun fel de observații. Ceea ce se întâmplă, trebuie spus, în cazul Curții de Conturi, foarte rar să mai aibă ce observații să-ți facă. Au fost doar observații care au fost pe perioada controlului și lucrurile s-au rezolvat. Asta înseamnă ceva. Nu e ușor să gestionezi o instituție, nu e ușor să gestionezi fonduri, nu e ușor să lucrezi cu oameni. Pentru că este acum momentul și sunt în sală și colegi cu care la un moment dat am mai intrat în divergență, nu pot să spun decât că îmi pare rău că au fost și astfel de momente, sunt inevitabile. Cred că învățăm cu toții. Și ei probabil de la mine și eu învăț de la ei. Și important este că astăzi îi văd aici, în sală, și asta mi se pare un lucru important. Așa că urez încă o dată Institutul European succes în tot ceea ce își propune și să nu fie doar forma, să fie și fond, exact cum spuneam, deci oamenii care populează instituțiile. Mulțumesc pentru propunere. Mulțumim și noi și pentru încheiere am să dau cuvântul doamnei profesor universitar dr. Alina Brăzoanu, președintele Consiliului de Administrație și doamnei Ioana Mocanu, director general ad interim al Institutului European. Mulțumesc celor care ați rămas. Cred că vom face o fotografie și peste 20 de ani vom da premiile de excelență până la sfârșitul evenimentului. Eu aș fi vrut să le mulțumesc celor care cu îndreptățire au primit premiile de excelență. Menționez și eu că am avut o colaborare excelentă cu, bine vreau să spun, doamna Gabriela Dragan, cu Gabriela Dragan. Este o relație care a depășit și limitele profesionale, s-a dezvoltat într-o prietenie autentică. Vreau să le mulțumesc membrilor Consiliului de Administrație, cred că este unul dintre puținele Consiliului de Administrație din România, care este normal la cap, în sensul că nu au existat conflicte, nu au existat divergențe în cadrul Consiliului de Administrație, discuțiile au fost reunate, ținute intelectuală, am aflat foarte multe unii de la alții, ce mai citim, la ce ne mai gândim, iar lucruri pe care cred că se întâmplă destul de rar. Avem în continuare o colaborare foarte bună cu doamna Ioana Mocan și cu întreaga echipa Institutului și atunci eu aș permite în încheiere să simplific diplomul doamnei și a spune că nimic nu se poate face fără oameni. La mulți ani Institutului și poate să ne prime Dumnezeu sănătoși pentru următoarele lucruri. La final, e oarecum dificil să vorbești la finalul evenimentului, când toate sau aproape toate se vor fi spus deja despre institut și despre activitatea sa. Așa că vă voi ruga să-mi îngăduiți doar câteva momente, să vă spun și eu doar câteva gânduri. Sunt, în primul rând, extrem de emoționată să mă aflu aici, în fața dumneavoastră și la 20 de ani de activitate a institutului și, în același timp, la 20 de activitate ai mei în cadrul institutului. Mulțumirile mele se adresează astăzi tuturor celor cu care am interacționat în acești 20 de ani, fie partenerii externi, interni, colegi în primul rând. Și idealul nostru și ținta noastră este să avem o instituție care să iasă un pic, și cred că asta am reușit în acești 20 de ani, să iasă din tiparul unei instituții publice, despre care de foarte multe ori nu se spun lucruri atât de pozitive. Eu nu am considerat niciodată și cred că și colegii că lucrăm într-o instituție publică tipică, cu ghilimele de rigoare. Prin urmare, cred că asta s-a văzut și în activitatea noastră și sunt foarte bucuroasă să văd astăzi aici foști colegi de-ai mei care au fost parte din institut, parte din spiritul și din echipa Institutului European și le mulțumesc tuturor că au putut veni astăzi alături de noi. Iar pentru că vorbim despre oameni și cum bine spunea doamna Gabriela Dragan, nimic nu se realizează fără oameni, aș vrea să mulțumesc încă o dată colegilor mei de acum și din spate, să spun așa, din toți acești 20 de ani, pentru contribuția lor la dezvoltarea acestei instituții.
pentru că au rămas foarte aproape de institut și de ceea ce a însemnat Institutul pentru Afaceri Europene în România. Pentru mine personal, Institutul a însemnat în primul rând 20 de ani de învățare de afaceri europene. După aceea și micile momente, așa numitele little things sau little moments, în care pregăteam evenimentele cu de anvergură, în care așteptam cu înfrigurare să vină, să iasă revista de la tipar. Sau momentele de, în care învățam împreună ceea ce înseamnă afaceri europene și cum se pot dezvolta afaceri europene în România, sunt cele mai apropiate de suflet. Și în cadrul acestei ceremonii, festivități de premiere, vă rog să-mi permiteți ca, în afara concursului, cum se spune, și trebuie să precizez și în afara bugetului ieri, eu împreună cu colegii mei actuali din Institutul European am dorit să acordăm două premii de excelență pentru fidelitate, colegialitate și promovarea valorilor europene. Două doamne dragi nouă, Florentina Costache și Laura Mihăilescu, care sunt aici de 20 de ani, filon de bază, oameni de încredere a Institutului și pe care sunt mândră să le cunosc și să le ofer acest premiu. Vă rog să le aplaudați. Eu 20 de ani de Institut European, pe 3 ianuarie 2000, povesteam acum ceva, urma de oră cu o fostă colegă, ne eram 11 somnoroși după Revelion, undeva în strada Transilvaniei, numărul 2, pe undeva prin catedrala Studiozii și ne întrebam ce vom face noi la acest Institut European și am început aventura. Aventura sperăm să continue, sunt 20 de ani, am și cei 2 ani din spate, 97, 98, 99, când s-a organizat concursul de angajare la Institutul European, eram atunci în departamentul de integrare europeană, că totul avem cu doamna Stambul aici. Deci, cred că am să-mi scriu la un moment dat memoriile. Sunt onorată să fac parte din această echipă. Cum spunea și Ioana, am crescut odată cu Institutul și personal și profesional. Copilul meu a crescut cu Institutul European din România, are 33 de ani, deci face și voi socoteala că era copil mai micuț prin anii 2000. Mulțumesc foarte mult colegilor pentru această distinție și le promit că voi fi în continuare alături de ei. Să ne vedem cu bine la aniversarea unui sfert de veac. Colegele mele ne-au spus că nu am pregătit un discurs. Mulțumiri foarte multe. Reprezintă cea de-a patra componentă din obiectivele, din activitățile ieri, respectiv traducerile. Ne-am ocupat de coordonarea traducerii arhivului comunitar și acum jurisprudența aceea. Mulțumesc! Acestea fiind spuse, cred că putem poza de grup. Nu înainte de a vă mulțumi mult pentru prezență, pentru că ați fost astăzi alături de noi, pentru toate gândurile bune transmise către noi și vă mai așteptăm și în anii care urmează să fiți alături de Institutul European, să vă tot fericite, vă spunem. Și să auzim numai de bine.